Bună seara! Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, că ați făcut timp ca să participați la această conferință și să îi mulțumesc domnului Marcel și toți care au organizat conferința aceasta pentru invitația ca să spun și un cuvânt. Subiectul de astăzi, suferința, este unul în care, de-a lungul carierei mele în calitate de medic, nu ai cum să nu te ciocnești de ea într-un fel sau altul. Este foarte unicat, este felul cum fiecare pacient vede suferința și boala sa. Aici și mai mult, putem să am avut ocazia să observ și anumite diferențe și legate de cultură cu pacienții în Statele Unite, nu doar americani. Am tratat pacienți foarte mulți care veneau din China, din California, indieni, europeni. Și în contextul acesta aș vrea să împărtășesc anumite concluzii sau mai corect spus observații în ce am observat eu. Să știți că nu în orice cultură se împărtășește gândul cum îl avem noi, toți care faceți parte astăzi, că Dumnezeu știm că poate să vindece orice boală, sufletească cât și trupească. Asta cred că este ceva, pe de o parte, unic la noi ortodoxi și cu siguranță și în alte religii, dar este un principiu de bază la noi. Adică nu cred că poți să fii creștin ortodox și să crezi că Dumnezeu nu are cum să vindece orice boală și subliniez orice boală sufletească sau trupească. Și atunci, de ce anume există așa de multă suferință în lumea aceasta, mai ales când noi credem în bunătatea Bunului Dumnezeu? Și m-am lovit cu întrebarea aceasta de la foarte mulți pacienți. Am încercat și eu, într-o măsură sau alta, și în calitate de preot, dar și medic, ca să încerc să ajung la o rezolvare, cel puțin în mintele meu, în mintea mea, cu totul că îmi dau seama că sunt anumite lucruri care vor rămâne într-o măsură ca și o taină, adică nu avem cum să dezvăluim toate lucrurile care sunt lăsate de Dumnezeu. Spre deosebire, mulți care sunt în domeniul științific, și vă spun că eu împărtășesc un gând personal, sunt ușor revoltat cu oameni de știință sau chiar și medici care au impresia aceasta falsă sau de grandomanie că omul și știința și universitatea și așa mai departe poate să dezvăluie orice taină. Asta este pentru mine, de multe ori m-am gândit, oare eu sunt nebun sau ei? Dar unii din noi 100% suntem nebuni dacă avem acest gând. Și atunci, pentru mine, am considerat că am observat că pacienții care au o boală sufletească, poate că uneori nici nu caută să-și pună diagnosticul cu aceeași energie care o caută când este o boală trupească, o suferință, o durere. Atunci am văzut pacienți care vin din toată țara, fac toate eforturile posibile și uneori mai străcor când este potrivit o întrebare. V-ați povedit? Vă împărtășiți? A, nu, părinte, dar nu, eu sunt credincios în felul meu și așa. Și atunci nu prea insist că nu e nici mediul în care să insist că pacientul vine la o consultație. Și mi-am dat seama că Dumnezeu, dacă ar lăsa după noi, am lăsat foarte multe boli sufletești nediagnosticate, netratate și ne-am pune propria noastră mântuire în risc. Pentru că nu ai cum să te mântuiești când rămâi plin de patime. Asta este scopul vieții, ca să te curete de patime care le-ai acumulat după Sfântul Botez. Și atunci putem să ne gândim că boala trupească
este lăsată sau îngăduită într-un fel ca de fapt să ne atragă atenția la boala sufletească, care este mult mai importantă și relevantă pentru mântuirea noastră. Pentru că, încă o dată nu vreau să dau exemple absurde, dar dacă cineva rămâne cu o coxartroză care nu este tratată sau rămâne cu dureri, nu o să pună în risc mântuirea persoanei respective. Însă, dacă cineva rămâne cu o anumită patimă, ar fi posibil ca să fie la costul mântuirii. Și atunci boala în contextul acesta și suferința și durerea îl slăbește pe om. Când îl slăbește și când încheie ușor programul ocupat, cum avem fiecare, omul începe să se gândească puțin mai mult la Dumnezeu decât ar avea timp să facă în condiții, să zic, obișnuite. Este slăbit fizic, nu are aceeași vlagă, aceeași energie și eu consider că este o frumusețe extraordinară cum le-a așezat Dumnezeu pe toate, pentru că vă dați seama cum ar fi dacă ar fi invers, dacă omul la o suferință trupească ar primi numai putere și mai multă energie și mai multă forță de la Dumnezeu, cred că, sincer, nu ar ajunge să dobândească darurile suferinței. Și aici intru în următoarea etapă. Care este sensul sau ce dobândește cineva printr-o suferință corectă? Și voi preciza în părerea mea ce consider să fie și nu părerea mea, că de fapt tot ce vă spun eu se regăsește în Sfinții Părinți, nu sunt idei originale deloc. Ce daruri primește cineva printr-o suferință sinceră? Și dacă stați să vă gândiți, fiecare pacient sau cel care suferă poate să dobândească în primul rând o credință. Pentru că oricât de bolnav ar fi cineva, chiar și în ultimul stadiu, pacientul acela are încredere că este o șansă, se luptă. Chiar de foarte multe ori întreabă, domnul doctor, am șanse, nu? Și dacă, unul într-o sută, dar am șanse, da, aveți. Deci ajută cu credința, ajută în primul, al doilea rând, cu pocăința, da? Cu rugăciunea și cu smerenia. Toate lucrurile acestea se pot dobândi prin boală. Dar din toate acestea lucruri, consider că pocăința este într-adevăr pasul esențial pentru toată cascada aceea de a avea o suferință folositoare. Și la ce mă refer? Când un pacient într-adevăr se pocăiește cu adevărat, nu doar conștientizează păcatul în mod abstract. Adică am furat ceva, nu este bine ce am făcut. Nu asta. Nu păcatul acela izolat contează, ci pocăința adevărată, când fiecare din dumneavoastră poate că ați avut ocazia aceasta, este o pocăință care și spun Sfinții Părinți și cu siguranță am trăit-o, este o pocăință îndeplină, încât omul simte prin darurile lacrimilor o profundă mâhnire, mai mult decât o mâhnire personală, ci o mâhnire adevărată, trăitoare, că a supărat pe Bunul Dumnezeu. Dacă ați avut cineva foarte drag, un părinte, cineva, o autoritate, un model, dacă vreodată acest model v-a reproșat foarte fin un lucru care poate că ați săvârșit și l-a deranjat, să știți că supărarea aceea care este demonstrată are un efect profund dacă într-adevăr iubești pe persoana respectivă. Dacă nu ai dragostea aceasta, treci ușor peste ea. Dar un om care caută o pocăință și are o pocăință adevărată, trăiește starea aceea de durere pentru păcatele săvârșite. Și starea aceea, da, face ca omul să ceară iertare în mod sincer pentru ceea ce face și mai mult decât a cere iertare, creează un dezgust așa de mare și autentic încât dorește cu toată putința să renunțe la păcat.
Aici este, aș vrea să subliniez ceva. Foarte greu, multe ori ajungem în situația încât să fim așa de dezgustați, încât să făgăduim că nu mai vrem să săvârșim anumite lucruri. De foarte multe ori, noi suntem cei mai toleranți cu noi. Adică vreau să reduc, n-aș vrea să fac așa de des, sau cum sunt pacienții când vorbesc cu ei, când îmi spun trebuie să vă lăsați de fumat, că dacă nu ajungeți la reoperații. Gata, am înțeles, domnul doctor, le reduc. Ce am zis eu și ce am înțeles ei. Și așa este, de fapt, și cu fiecare din noi. Glumeam puțin, dar fac lucrul acesta și eu și cred că foarte mulți poate vă regăsiți în acest lucru, nu știu. Și atunci, prin o cerere de iertare adevărată, omul se apropie de Dumnezeu. Și când se apropie în mod adevărat de Dumnezeu, într-adevăr, simte o mânghiere foarte puternică. Simte, într-adevăr, o schimbare în viața sa, un ajutor, o schimbare în cum vede lumea, cum pune problema, cum se gândește. Și lucrul acesta ajută pentru o lepădare de patimă. Okay? Fără lucrul acesta, trăim lucruri superficiale care nu sunt adevărate și nu vreau să supăr pe nimeni, dar poți să spui cât de mult vrei că iubești pe Dumnezeu, poți să-L cinstești cu buzele, cu gura, cu cântecul, cu tot ce dorești tu, mergi la biserică, aprinzi 100 de lumânări. Dar fără fapta trăitoare, este o iubire falsă, exact cum ar fi la un soț care spune foarte mult că își iubește soția și își iubește copiii, dar mereu se află că nu este acasă când poate să fie. Da? Nu mă refer la situații în care se luptă pentru existență să pună pâine pe masă. Vorbesc când are ocazia aceea, se află în alt loc și atunci poate să fie sincer oare afirmația aceasta de dragoste? Nu. Și știm lucrul acesta. Și este dureros pentru cei care poate că au experiența aceasta în viața lor. Și de aceea este foarte important ca suferința noastră să fie una lucrătoare, una adevărată, care aduce aceste roade spre a ne apropia de Bunul Dumnezeu, spre lăpădarea de păcat și spre mântuirea noastră la urma urmei. Pentru că absolut tot ce v-am spus eu legat de suferință nu se poate desprinde deloc de mântuire. Ok? Asta este esențial. Acum, cred că am depășit limita mea, dar vreau să fac două precizări. Există oare ca o suferință fără de folos? Da. O suferință în care omul devine mai rău? Am văzut și lucrul acesta. Oameni prin boala lor care au devenit mai rău. Și e foarte trist să vezi lucrul acesta, mai ales ca și medic. Pentru că îți dai seama cât de puțin poți să faci din punct de vedere medical și frustrarea mea înainte de preoție și acum, să nu înțelegeți greșit, era faptul că mă simțeam că nu puteam nici să ating anumite subiecte duhovnicești, adică nu aveam calitatea în care să îndrăznesc să intru în asemenea lucruri și pe patul de moarte, care de foarte multe ori, cel puțin pentru mine, m-a pus pe gânduri. Oare medicina care eu o profesez chiar ajută? Deci are un rost? Are un scop sau nu? A doua variantă este o suferință care omul și-o produce prin mâna lui și nici de cum nu are un rost duhovnicesc. Și aici, în ziua de astăzi, cred că este important ca să îmbin și subiectul acesta cu ce se întâmplă în jurul nostru. Noi acum, în foarte scurt timp, dacă stați să vă gândiți, în perioade de 2 ani, viața noastră și prisma noastră s-a schimbat în mod radical. Desigur, s-a schimbat cum nu puteam să ne închipuim că se va schimba, să nu mai zic, într-o perioadă așa de scurtă. Frica de moarte
acum este la fiecare colț, în fiecare ziar și pe fiecare canal. Însă, în lumea aceasta seculară în care trăim, nimeni nu menționează frica de a muri departe de Dumnezeu. Nimeni nu menționează frica de a muri despărțit de tainele bisericii, despărțit de dragostea adevărată pentru Mântuitorul nostru. Nimeni nu menționează, măi, o să mor și nu o să te mântui. Nu mai este timp suficient pentru pocăință. Nimeni nu scoate în evidență lucrurile acestea, ci se gândește la viața aceasta ca fiind ceva, numai să trăiesc indiferent de condiția în care trăiesc. Și prin lucrul acesta, mulți din noi deja am murit. Am murit fără să ne dăm seama. Am murit de frică, am murit prin faptul că ne-am lepădat de Hristos prin neputința noastră. Și nu este nicio problemă să avem neputință, toți avem. Dar trebuie să conștientizăm ca oameni maturi și să ne rugăm în mod specific să, că numai prin mila Dumnezeu și Harul Duhului Sfânt putem să depășim orice frică sau orice teamă sau orice neputință. Și suferința creată din lipsa de ascultare, lipsa de ascultare de cine? Eu ascult de autorități. Nu de autorități. Autoritățile nu sunt mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei poate că au impresia că sunt. Și eu vă spun că am trăit într-o lume academică la universitate, încât am văzut cu ochii mei medicii care se confundau cu Dumnezeu, în care dădeau doi bani să vorbească cu tine, că era câștigat premiul Nobel, adică era Nobel Laureate. Se știa lucrul acesta și se trecea cu vederea. Dar erau alții care erau extraordinari, au inventat tot felul de tehnici, aparatură, medicamente, care erau foarte smeriți și nici nu cunoșteau nimic despre Ortodoxia. Și atunci autoritatea noastră este Scriptura. Autoritatea noastră ar trebui să fie un duhovnic care răspunde în mod responsabil de oile sale. Nu de orice teamă personală sau gând personal. El trebuie să păstoreze în mod corect. Noi trebuie să înțelegem că, da, vor fi oameni care vor muri. Și de coronavirus, cât și de diabet, de infarct, de foarte multe afecțiuni. Și nu este un lucru duhovnicesc sau sănătos, o teamă exagerată de moarte, cu toate că vreau să vă spun, ca și medic, nu am întâlnit un singur pacient, unul singur, pe patul de moarte, care să nu se intereseze dacă moare mâine. Fiecare om și-a dorit măcar încă o zi, domnul doctor, dați-mi un tratament, alt medicament, consultați pe altcineva. Și asta vreau să vă spun, acum o să închei cu o părere personală. Noi nu avem timpul necesar, poate că într-o altă conferință, să dezbatem știința în ce privește boala aceasta. Asta este, sincer să vă spun, nici eu, nici mulți alții, eu cred că sunt probabil 5-10 oameni în toată lumea aceasta care chiar au cum să știe exact ce este în vaccin și ce consecințe pot fi în viitor. Restul și domeniul medical și oameni de știință pot doar să extrapoleze anumite concluzii, dar nu au cum să știe. Știința a ajuns la așa un nivel de înalt încât, într-adevăr, sunt anumite lucruri încât o mână de oameni, și nu merg pe o mână, înțeleg într-adevăr aspectul acela de știință. Dar noi trebuie să fim prezenți și să ne dăm seama când drepturile noastre dispar. Este perfect ok ca cineva să vă recomande un tratament. Și guvernul poate să recomande să vă vaccinați toți. Foarte bine. Eu personal vreau să vă spun, nu sunt împotriva vaccinului. Eu personal nu cred în eficiența vaccinului, dar vreau ca statul român să pună la dispoziție vaccinul pentru fiecare persoană care vrea să se vaccineze. Eu nu pot să închipui cum unor oameni îndrăznesc să forțeze
decizii medicale și personale pentru alții. De unde până unde am ajuns ca cineva, orice autoritate, orice medic, să forțeze un act medical? Tu trebuie să te operezi, tu trebuie să te vaccinezi. E absurd. Trebuie să vă puneți un mare semn de întrebare când nu mai este o recomandare, ci ceva impus. Atunci trecem la linia de un fel de authoritarianism, autoritarianism sau un totalitarism, încât nu mai îți cere, nu mai îți respectă voința ta, dreptul tău de a alege. Îți dictează exact cum ai fi o persoană lipsit de rațiune, lipsit de har, lipsit de abilitatea de a lua o decizie personală în ce privește, în ce privește viața ta. Este foarte aiurea într-o societate deschisă și mă surprinde când stau de vorbă cu oameni în toată pătura societății, dar mai mult vreau să vă spun, cu cât mai multe diplome sunt pe perete la cineva, cu atât mai mult mă aflu că nu am nimic în comun cu ei. Nu pot să-mi înțeleg.